Ce este stentul coronarian? Stentul coronarian e o structură metalică. Este un tub metalic format din diverse aliaje, de obicei cobalt-crom, rolul acestuia fiind de menținere a calibrului, a lumenului arterial odată ce artera este dilatată, pentru că ne dorim odată să dilatăm aceste leziuni, aceste stenoze coronariene, dar și ca aceste dilatări să rămână permanente, să fie de lungă durată, lucru care se realizează prin implantarea unui stent în acea zonă. Stent care este adaptat atât ca lungime, cât și diametru fiecărui vas în parte. Există multiple tipuri de stenturi. Care este durata de viață a unui stent? Cât a pacientului? Nu există așa ceva. Fiecare pacient are răspunsul propriu, să spunem, la implantarea unui stent coronarian. Există pacienți cu stenturi de primă generație care au stenturi permeabile implantate în urmă cu 10-15 ani și pacienți cu stenturi implantate mai recent care dezvoltă restenoză, adică reapariția unor leziuni în interiorul stentului, la un interval mult mai mic, poate chiar un an și unor și 6 luni. Deci avem o variabilitate destul de mare a duratei de viață, să o numim așa, a unui stent, dar majoritatea, 99% din pacienți, nu dezvoltă restenoză cu ultima generație de stenturi folosită, inclusiv în România, pe scară largă.